Bună dimineața, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să plec la țară. Mi-a lăsat acolo cineva un comentariu: te-ai despărțit de Dea, de pleci la țară? Pentru că pe ea n-am văzut-o mai niciodată cu tine la țară. Și eram, what the fuck, bro, la ce vloguri te-ai uitat tu? Că Dea a apărut în aproape toate vlogurile. Și acum n-are rost să mai meargă cu mine la țară, pentru că plec acum dimineața și mă întorc seara. Mă duc să mai betonez acolo ciment. Dar mi s-a părut super tare comentariul ăla: te-ai despărțit de Dea, că n-am mai văzut-o în videoclipurile tale la țară. Poate nu știi cine e Dea, frățiorul meu. Așa că nu mai stăm foarte mult de vorbă. E 9 dimineața, mi-am pus ceasul la 8, dar eram super de oboseală și am mai adormit iar o oră. Aie, mă duc să alimentez și ne vedem direct la țară. Nu mai stau de vorbă, după cum v-am zis, să pierdem timp. Vă pup! Gata, prietena, și am ajuns aici la țară. L-am pe Matei cu mine, trebuie să vină și fratele nostru Alin să dăm drumul la treabă. Așteptăm să vină, că am uitat geanta aici acasă și s-a dus el să o ia. O să cumpărăm saci de ciment, să punem repede betoniera, ce mai avem acolo, să le punem bam bam și să-i dăm drumul la treabă, că e super cald. Nu vreau să stăm mai mult de vreo 3 ore, că oricum e jale. Și să-i dăm drumul la treabă. Cum ești, mă? Ești bine? Ești da. Fresh? Ai dormit bine? Da. Matei, ați zis foarte mulți dintre voi că Matei e muncitor. Bă, chiar e muncitor. Muncește Matei o grămadă. Așa că luăm cimentul și ne vedem după aia frumos, că e cald. Uite, mă, ce m-am bronzat. De tot a trecut. Eu m-am bronzat ieri când am fost la Poiana ca tractoriști. A zis că vrea să se facă power cu Pepe, nu? Cu da. Ce ai zis? Da, mă. Așa că ne vedem puțin mai încolo, după ce ajungem la noi, să ne facem ustensilele și să ne punem frumos acolo pe treabă, că e cald. Gata, fraților, am ajuns aici pe Paroșteneala, am pus iar în scopa noastră Dacie. Am pus aici, hai fratele, o să facem aici un pic de loc unde să punem cimentul ăsta. Să-l punem mai aproape de betonier acolo, zic, nu? Na, uite cum s-a făcut aici. Da, mă, țiplă. Așa, hai să vezi care tot ce cea. Că a zis cineva acolo, dom'le, că purul nu muncește, că nu muncește purul așa. El face sal, doar. Eu, frate, mă muncesc eu? Nu, frate, faci sală. Eu doar mă uit la voi aici, nu? Da. Tu faci sală. Fac sală, doar dau din gură așa, bă, cu aia, cu aia, cu aia. Nu? Da. Așa trebuie. Da, mă, descărcăm sacii ăștia frumos. Îți dau o provocare. Ia zi-mă. Să faci două flătări cu un sac de... Cu un sac de ăsta? Da. Poți? Nu, pot, cred. Nu poți, e? Nu. Ai făcut cu mine în spate și nu faci cu sacul în apă? Sunt prea grei sacii, așa am făcut cu mine. Eu sunt prea slab, nu prea pot. Da, mă, terminăm de descărcat și revenim după aia. Să scoatem și noi toate astea de pe aici. Am început forținii aici, alături de oamenii mei de bază, oamenii mei de încredere. Îi dăm aici tare. Sunt alături de Alin, cel mai șucar stil, și Matei. Bă, au zis oamenii data trecută că... Stai așa că nu văd, așa, că te-am obligat să vii aici. Mine m-ai da. Obligat? Da. Zile tu la oameni, nu e adevărat că tu îmi dai mie bani ca să vii aici? Da. Vedeți, nu v-am zis eu. Deci el mă plătește pe mine ca să muncească pentru mine, nu-i dau nimic. Zi-mă când vrei să bei apă, că te duci în fântână să bei apă. Cum e? Da, bă, ne punem, suntem doar noi trei. Ne punem frumos. Deja m-am urdărit aici. Ia uitați. Frumos, eu sunt gata cu roaba. Sunt de roaba gata, bam. Facem aici, unul e la viitor. La cunat, viitoreră. Unul e la viitoreră, unul e la... Da? Bine și poli. Mai bine? Da. Asta bine? Asta bine și poli. Asta bine și poli. Suntem 4. Vreo 3 ore, eu zic că suntem puținii.
Ne vedem un pic mai dur, că e cald, e bine. Tale. Băi, prieteni, suntem într-o caniculă de asta aici, jale. Dar se dăm ca lumea la treabă, funcține. Fie bine. Îi fac la băiatul meu aici condițiile necesare de a da disipul ca lumea. Doar că singura chestie e căldura asta, frate. Dar avem câțiva saci și suntem aproape gata acolo. Deci o să turnăm noaptea, mă, data viitoare. Da. Mult mai mișto. Acum de zi murim aici, mai ales acum la 5 de grade. De la Slobote sunt bine. Scriu flash. Ți-am zis, au zis oamenii acolo că e cel mai muncitor. Cel mai muncitor, băiat, de aici. Bă, chiar muncește, ce-i drept muncește. I-am zis astăzi să vină până la o jumătate de oră, o oră înainte. Era omul meu aici, aștepta frumos. Băia de treabă, băia de treabă. Ce să spun? N-am mai venit cu ori, mă. Băi, zice că vine cu ori. Matei, îți faci statuie. Ce îți faci statuie, mă, când îmi fac pancare de aia aici. Îmi scriu Matei și cu ori. Frumos. Ce să zic, aia e? Îi dă tot înainte, băieți, și revenim după aia cu update. Băi, am luat o pauză acum. Am lăsat și betoniera să-și revină. Că e foarte, foarte cald. Uite-l palme acolo. Mai am mai pus aici puțin, bam bam, să-l nivelăm, că suntem vărzucă, frate. Da, mai avem. Eu zic că 10 roabe și e gata acolo. Da. În 10 roabe, cam o oră jumate maxim. Am terminat. Frumos aici. Așteptăm să se facă așa frumos, bam, și după aia cofrăm până în partea aia, dar de săptămâna viitoare încolo. Să fie bine. Deci Matei săracul, nu știu cum se întâlnește toate alea. Că-i pe față, e pe ochi, săracul. Da, eu stau la aia. Da, bă, frate, tot respectul. Haideam să dăm un pic. Să nivelăm un pic jmecheria. Stă la betoniere, mă, și sare pe el săracul. Ha, dă-i aici, ca lumea. Ca lumea, frate, că ne facem firmă de construcții, nebun. Așa, dă-i. Oară construcții. SRL. Nu comentați meseriașii. Păi da, nu comentați, frate, că e prima oară în viața mea care fac treaba asta. Da? Eu v-am zis că vine și Cori. Primesc pe Cori, frate? Da. Băi, aici ce-am spus? Meseriașul Alin. În piatră mare, mă, acum. E multă piatră, mă, stai un pic. Cimentul gros. Să facem o combinație. Uite, cine a făcut cimentul ăsta, Matei? Eu. Matei a făcut cimentul. Ai, doamne. Nu vedeți că ai făcut gros. Dacă... Ia, dai, mă, așa. Hai, mă, ia de ciuciu. Ia, vezi, atunci. Te mai arunc eu dacă e. De. Cred că deja ai trebuit să ia. Gata, mă, uite cum e, mă, are ceva tare. Ce crezi, eu și spăl aici, îmi pun pompă de aia. Bam. La fix intrăm aici, nebun. La fix intră. Da. Haide, frate! Mi-a luat locul Neculae. Mi-a luat locul, frate, pentru că trebuie să filmezi. Că după aia zice lumea că te punem la muncă și la muncă. Da. Facem aici asta lumea, bani. Ia-o de aici. Le facem echipă de șantier. Păi mult, a fost cu tine, mă, să ia zi, mă, unde punem? Unde punem? Ia, răspunde tu. Aici, bam.
dreapta, mă. Așa se face la țară sala. Așa se face, frățiorul, da. Top, top, suntem. Gata. Avem DJ acolo cu muzica, la plană, la... Mai punem aici ultimele, să punem roade și gata. Am terminat cu ziua de azi. Am asfaltat aici frumos. Retornăm, da. Mai venim și săptămâna viitoare, când avem mai mult timp liber. Hai de mult. Să pui niște apă în aia. Mi-a pus ăsta maru. Mi-a pus de... Să fie, ai dușmănie pe mine, mă. Mi-a pus ăsta. Mă, hai. Dacă mai grege, colegi, mă. Ce să mă grege? Da, așa se mai pune și aici, știi? De acolo pe colț de tot. Aici. Ia, e, ce să zic? Ce să zic, mă, prea? Greu, băi. Deci e frig afară și nu prea putu muncești. Nu, mă? Da. Corneliu, ia uite acum. Ce e pe tine, Matei? Molos. Băi, prieteni, am terminat aici de betonat. Haideți să vă prezentăm așa ce am făcut. Am betonat. Da, mă, nu se zice betonat sau cum se zice? Am turnat aici, în continuare, la plac. Da, în fine. Am pus până unde ne-am propus. Ne-au mai rămas aici de ciment. E un lucru bun. Mai avem, ia să vedem cam câți metri mai avem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metri. 9 metri. Veniți un pic să vă arăt aici ce am turnat. Bă, nu, pe camera mea, lasă-l. Lasă-l, dă-mi coapă. Dă-mi coapă, frate. Dă-mă să mă spui. Băi, ești tâmpit, te dau coapa. Da, mă. Săptămâna viitoare ce facem? Ce mai turnăm? Turnăm! Da? Facem bloc! Vino cu asta, mă ajut să spălăm ăsta. Unde ați plecat? Hai să spălăm ăsta, Ciociu. Stă-ți pe apă. Hai, deveniți încă. Stai să dea apă. Trebuie să spălăm ăsta. Ce? Hai, mă, veniți să vedem cine are trucul să stea, uite așa, să dea apa, să vedem cine stă. Hai. Ăsta filmează. Vino cu apă. Da, stai și tu. Stai, normal, eu nu țin apa. Hai. Să vedem. În sus așa. Vino cu acel lângă mine. Mamă, cum e? Vino mai aproape, măi, pentru că te strofi. Hai, mă, să vedem cine stă. S-a bușit direct în mine. Da, dă și la tine, pe, da, mă, uite, pe tine. Uite, nu vezi că dau. Da, dai dacă... Sare pe... Văd că e lângă tine. Hai, mă, vino cu acum, că ne-am stropit, hai să ne stropim, să ne facem ca lumea. După o zi caniculară, știu cum ne stă plămânul. Dar mă, uite așa. Uite așa, trebuie să stăm. Mamă, cum e. Nu stai să facă pila de găinuță. 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 Ce prin. Nu mai mă gata. Nu mai mi-l ține. Am terminat. Bă, ia uite-o, manevră ce mi-a făcut. Gata, prieteni, după câteva ore de muncă am terminat aici. Am betonat frumos cu băieții. Nu vă mai arăt cum sunt, că sunt vărzucă. Așa că ăsta a fost vlogul de aici. Le mulțumesc încă o dată băieților și noi ne revedem săptămâna viitoare cu noi vloguri de astea frumoase de aici. O să avem foarte mult de muncă, dar mai întâi trebuie să betonăm toată nebunia asta, să fie treaba bună. Așa că dacă v-a plăcut vlogul ăsta, nu uitați să vă abonați, apăsați acolo pe butonașul de like și să-l distribuiți mai departe în cazul în care vreți mai multe vloguri de genul ăsta. Vă pupă, fratele, și vă urez numai bine. Pa!